Un individ de 74 de ani a propus nepoatei sale să întrețină relații intime contra sumei de 5 lei. Bărbatul este și zoofil. Conform știrile protv.ro, un bărbat de 74 de ani din județul Iași a fost arestat preventiv, suspectat că ar fi agresat-o sexual de multe ori pe nepoata lui. Procurorii îl acuză pe bărbat și de zoofilie. Abuzurile ar fi început în 2019 pe când copil avea 11 ani. Fetița locuia cu mama și bunicul în aceeași curte. A fost prima oară în 2019 când s-a întâmplat cu dânsa, dar după aia, când ne-am întors înapoi aici, s-a mai întâmplat. O pipăia, o pupa. Am discutat cu el, nu mi-a recunoscut absolut nimic. Nici nu ne-am gândit că o să se întâmple așa ceva, a spus mama fetiței abuzate. La acea vreme, mama fetiței a anunțat poliția, dar fapta a fost încadrată în corupere de minori și bărbatul a rămas în libertate. Anul acesta însă, individul a început din nou să o atingă pe fetiță în mod inacceptabil, și poate că nu s-ar fi extins ancheta dacă bărbatul nu ar fi fost prins într-un act de zoofilie cu o găină. Procurorii au redeschis vechile investigații și au încadrat acum faptele din 2019 la agresiune sexuală. Simon Rotundu, prim procuror adjunct al parchetului de pe lângă judecătoria Iași, a spus I-a propus minorei să întrețină relații sexuale cu el contra sumei de 5 lei. Comunitatea este uluită de cele întâmplate. O localnică a spus E ceva urât pentru că el e un om la o vârstă la care ar putea să trăiască liniștit, ca un om. În casă, aici, ar fi tras de copilă, îi dădea un ban, porcării de ale lui, era beat, a relatat un vecin. Copila urmează acum ședințe de consiliere psihologică pentru a trece peste traumele suferite, relatează știrile proteve.ro.